campionatul României, voluntar cu Dinamo, ultimele două clasate, evident Dinamo, surpriza negativă acestui sezon din Liga 1, Dinamo cu jucători cât de cât bunici, așa, în lot, l-aveau pe Hanca, pe Nistor, pe Salomao, care a rămas, e adevărat, n-a mai rămas la club acest sezon, atacantul care dăduse foarte multe goluri anul trecut, Nemeț. Dar în sezonul acesta am văzut echipa pur și simplu nu se regăsește deloc. Nu reușește să aibă o coeziune în joc, nu reușește să aibă o construcție coerentă, un traseu al balonului care să arate că jucătorii chiar știu ce fac pe teren și că nu joacă la întâmplare. Echipa foarte, foarte slăbuță și cred că Dinamo se îndreaptă vertiginos spre un pericol chiar să retrogradeze, deși mulți nu cred asta, mulți încă spun că ar avea șanse să prindă play-off-ul, eu nu cred că îl va prinde, dar vă rămâne de văzut, voluntar și e o echipă foarte slabă, a pierdut multe meciuri, în acest meci mă aștept să se dea măcar două goluri, așadar jucăm 2 plus goluri, pentru că echipele trebuie să iasă la atac. 1-33. Avem multe meciuri din Spania, Espanyol cu Bilbao, Espanyol, una dintre echipele surprize ale campionatului, este pe locul 5 cu... A avut 5 victorii, 3 egaluri. A avut victorii cu Villarreal, a avut victorii cu Huesca, cu Eibar în ultimele meciuri, a făcut egaluri cu Vallecano și cu Valladolid. Iar Bilbao are din 10 etape o singură victorie și 7 egaluri. Deci e o echipă foarte ciudată care face egaluri pe banda rulantă, foarte multe de 1-1. Cu Valencia a fost un 0-0, cu Vallecano 1-1, cu Eibar 1-1, cu Barcelona chiar are și 1-1. O să jucăm aici, Espanyol marchează la cotă de 1,21. În Germania, Liga 2, Hamburg cu Köln, echipe de pe 3 și respectiv 2, în clasamentul Ligii 2 din Bundesliga. Hamburg mă aștept să facă un joc solid în defensivă, are doar 10 goluri primite, același număr de victorii, 6 victorii, 3 egaluri, doar că Hamburg a făcut 3 egaluri cu 0-0, iar Köln a făcut mai multe egaluri cu goluri și de obicei a marcat. În acest meci mă aștept să fie echilibrat, fiind amândouă acolo sus și o să jucăm 1-3 goluri la cota 1,53. Asta este pariul meu, cota totală este 2,43. Abonați-vă dacă vreți să fiți notificați când mai uploadez noi videouri. Dați un like dacă vi se par bune ponturile pe care le dau, dacă nu, dați un comentariu cu ponturile pe care le credeți voi bune a fi jucate. Până data viitoare, baftă!